Da, nu mai dansăm, am revenit ca să mai profităm de câteva minute. Am, că am găsit și nașul în pauză. Am vorbit cu nașul. Da. Nașul adevărat. Da, i-am spus lui Capicin este nașul lui Dan și l-am dat și la telefon. Bebe Cămătar, eu sunt dovezi, sunt filmări, sunt fotografii, sunt toate. Asta zic că asta e o controversă care nu stă în picioare decât câteva minute. Dom'le, ai fost sau n-ai fost naș la evenimentul ăla? Până ne uităm pe poze și vedem. Toată lumea face poze sau filmează la la un astfel de eveniment. E o controversă cumva, pentru că Dinte era extrem de sigur pe acest martor și într-o dată totul se spulberă, adică nu-l văd nici pe el atât de idiot, tipul românește, avut șoc, pe Dinte, nu-l văd atât de fraier. Nu știu, dar Laurențiu oricum a avut un șoc în sală când eram tot și domnul avocat l-a mitraliat, nu dormea în sală. Asta ai clarificat-o deja. Ai clarificat-o, deci nu dormea în sală. Nu dormea, nu, că nu era vorba de dumneavoastră. Da, l-a mitraliat, adică era hilar totul. Eu l-am rugat pe domnul judecător să oprească, că deja mie mi-a fost milă de Dinte, pentru că eu știu ce se întâmplă după aceste declarații. Sau anticipez ce se întâmplă. Da. În schimb, Laurențiu era pierdut. Deci mă uitam la el, stătea cum potul au mai pe fost, da, au genunchi. Mai fost declarații. Vreau să vedem, ca să înțeleagă, să nu mai stăm noi să le povestim, să înțeleagă cei de acasă, referitoare la casa din America. Hai să vedem materialul de câteva zeci de secunde. Ana Maria Prodan este falimentară, n-are niciun venit la ANAF, nimic. Știi ce zic? Poți să scrii orice, oricine e liber să scrie orice. Am publicat și acte. Poți în urma acestui articol, care nu era unul răutăcios. Mi-a dat mesaje că vine Ronald să mă ia în brațe, să-mi strângă mâna, să-mi strângă glezna, că Ronald în sus, că iubitul meu. Nu știu dacă mai știți că la casa din America, care e casa lui Laurențiu Reghecaf, stă Ronald Gavril. Cum îl cheamă? Gavril. Dar nu e casa lor împreună? Pentru că e dobândită în timpul căsniciei? Păi e dobândită în timpul căsniciei, dar e dobândită din banii lui. Păi noi da, dar deocamdată până nu se face partajul au dreptul amândoi. Banii doi. Familiei. Sunt banii familiei. Noi am făcut o investigație pe care o avem publicată în ATAC, în care am scos toate chestiile de la Ana fără Ana Maria. Ai mai spus asta ieri. Are niciun venit. Nu are pe persoană fizică, dar asta nu înseamnă că nu și-a are putut. Are pe un PFA unde a luat un comision de 100.000, din care tot Laurențiu a venit și a plătit pentru că nu plătise taxele. Și dacă fie așa, îți dai seama că sunt chichițe financiare pentru a nu mai... A plătit. Sunt avioni ai lumii care se mută pe la Monte Carlo să scape de taxe, să mută... Dar nu am vrut să scape, doamne ferește, n-am vrut să scape. Eu am vrut să mă refer doar la cât am casa, deci până la urmă ok, e dobândită în timpul căsătoriei, dar banii sunt făcuți din munca. Deci tu vrei să spui că Ana e săracă? Asta vrei să spui cu alte cuvinte? Conform datelor de la Ana. Asta spun, ea nu e săracă. Hai că pitește niște chestii, cum să fac? Mai niște profiți de niște portițe legale, fiscale și faci treaba asta. Nu cred că Ana este săracă. Dacă ar fi toți oamenii săraci cum e Ana, adică ar fi bine, România ar fi Germania. Pe care le are la mână și sau își vinde casa. Sau, nu știu, mă rog. Nu poate că e la cumpărat. Nu poate că e, da, deocamdată, dar n-aș plânge pe ea, m-aș plânge pe mine înainte. Uite, Laurențiu, de 3 ani și până acum, pe lângă școală și pe lângă ce a mai plătit, fiind făcut zov de Ana, nefiind obligat să plătească, i-a plătit în fiecare lună câte 2000 de euro. Nefiind obligat. Da, nu ești obligat, dar ești... 5000 de euro. Deci cu ocazia asta am aflat că păi e săracă. 5.000 de euro sau 30.000? Că declarase când a ieșit că 30.000. A declarat Dinte, nu că a fost în sală când eu ceram 30.000 de euro pe lună, nu? Păi nu s-a discutat așa ceva vreodată. 2.000, eu aș vrea să te întreb cam cât costă tot ce ai tu, toate bijuteriile pe care le ai tu acum. E greu. Uite, numai astea pe care am primit acum, numai asta pe care am primit-o acum. Nu prea mai ajunge. Sărim de câteva sute de mii, nu? Deci numai ce vinzi, dacă ai vinde ce ai pe tine în seara asta, ai mă apropii de milion, lejer. Da, poate nu știu dacă s-au habar, eu am zis câteva sute de mii, două, trei, mă apropii. Dar aflăm că e săracă,
lipit. În conformitate cu actele de la ANAF. Da. Bine, asta am mai discutat-o. Un om poate, nu, poate face contracte explice, pe firmă. De ce pe hârtie nu apare nimic? De pentru că... Dar cum, dacă toate contractele mele sunt pe firmă? Nu sunt înregistrate? Sunt pe firmă. Bineînțeles, sunt pe firmă, toate. Nu că doar... Da, dacă te duci să scoți de la ANAF, scoți și firmele unde ești. El a spus că a verificat-o. Eu am fost foarte atentă că a verificat-o pe persoana fizică. Persoana fizică. Și ce firmele nu pot fi verificate în țara asta? Niciodată. N-a poate apar în altă parte. Păi el a spus că la ANAF a verificat după numele Ana Maria Prodan Reghecap. Sau cum o cheamă. La Registrul Comerțului e doar capitalul social ăla de gata. Omul a spus că a verificat persoana fizică Ana Maria Prodan Reghecap. Am înțeles. Capital social. Dacă făcea mai departe, eu asta întreb, dacă făcea mai departe investigații, nu putea să afle și firmele aici? Pe bune. Deci pe bune. N-a făcut, dar puteai să le afli, că nu se crede. Poți să afli firmele, dar nu știi dacă au active, dacă sunt valoroase, dacă au... Dar depun la final de an, depun balanță. Deci Ana pe persoană fizică având zero încasări, nu, de așa, câștigând pe film, poate să înscrie la bursă socială pe drepturi de autor. Tu nu mai ții minte cum se, în televiziune cum se lucrează? Pe firmă. Ai, da. Fie nu, pe firmă, pe fie pe drepturi. Da. Pe firmă, unii pe... Da, pe cărți, păi, muncă sunt mai multe feluri, dar... Da, dai seama... Să lămurim. Chestia asta cu am verificat la ANAF e pură speculație. ANAF-ul nu poate... Datele persoanelor fizice sunt exact ca și secretul bancar, sunt protejate. Da, vă zic, mai degrabă atât de pe firme, că am făcut și o investigație. Nu are, nu am niciodată, asta niște prostii. Și a făcut o verificare la ANAF, haideți să nu cădem în asta, pentru că e o păcăleală, nu poate fi... O fi făcut ilegal, i-a zis și legal. Și nici măcar ilegal nu se poate, pentru că în momentul în care se accesează un... Rămâne numele celui care a accesat, cu parolă se accesează. Ana îmi zice, mi-a trimis Reghe că am făcut un mesaj și mi l-a trimis acum și îmi dă voie să-l citesc legat de genți. Zice așa, spune-i că primele genți Hermes ți le-a cumpărat Reghe când era antrenor în Arabia Saudită și a dat un Rolls Royce pentru două genți Hermes plus o diferență de bani și le-ai cumpărat din Londra. Deci a dat un Rolls Royce pe două genți. Și o diferență de bani. Și a spus că îmi poate spune istoria tuturor genților și de unde le-a cumpărat. El pentru tine. Câte mă cea mai scumpă genți? A luat astea de sus? 90.000, cred. Peste 90.000. Spune așa, domnule. Păi spune tu că se uită la noi. Să se chinuiască, să-și găsească un loc de muncă, să trăiască. Pe urmă să... Eu repet, nu omorâm mesagerul, dar mi se pare jurnalistic cel mai bun lucru, că putem cumva avea... Da, da, cât de scumpe gențile, știi, am ajuns la 30 ceva de mii. Are una de crocodil, care e 90.000, 70.000. Care este în magazin 75.000. Păi știi că tot un Rolls Royce, ce drumul e... Un Rolls Royce e peste 500.000. Fratele lui Dinte. El e fratele lui Dinte. Nu știu. Da, hai să mergem mai departe. L-o fi dat ieftin ca să-l dea repede, să nu, să nu cumpere cineva geanta. Da. Cine dă Rolls-Royce? Păi nu, a dat Rolls-Royce, a primit două genți, zice omul. Două genți pe un Rolls-Royce? Mă, ascultă, păi nu mai zice că se face bine și mai tare. Nu, omul a spus așa, am vândut un Rolls-Royce, am primit două genți și diferența de bani. Zice clar. Am crezut că a mai pus ceva lângă Rolls-Royce. Și mai spune următorul lucru, care și facturile și că le-ai și tu. Păi cum, le avem amândoi? Se dă un dublu? Ți-ai făcut o copie. Hai, mă, să ne dea, mă, facturile, că uite, lămurim problema. Ce nu, Dumnezeu, dacă, de cât mesaje, nu mai bine trimite o poză după factură. Eu te întreb ceva, tu să-i seama, un antrenor de fotbal, mai avut așa ceva, vede un antrenor de fotbal? Eu să facă, să ajungă în situația asta, să dea mesaje la... Pentru că era soția lui, nu era normal el să-ți ia până dar și așa, bravo, era normal. Bine, eu vreau să zic, Ana, că la minus infinit, eu, era normal să mă țină eu l-am sunat, adică nu m-a căutat omul. Eu jurnalistic l-am sunat, am vrut să iau un interviu, știi? Vezi ce înseamnă să decazi? Capi, vezi ce înseamnă să decazi? Păi cum, adică vorbește cu el acum 7 ani, 8 ani, juca finală de Champions League, îl vedeai alături de mine dând mesaje, am vândut un rol, s-am făcut o aia, am vândut un praz, băi, pe cine lăsa mă vreodată să fac așa ceva? Uită-te cine a fost lângă Ana Maria Prodan și uită-te unde a ajuns astăzi. Păi da, e realitatea, susține cumva. Ferească Dumnezeu. Dar nu înseamnă că este... Se face de râs în fiecare mai au și pauze. Zi. Nu înseamnă că el este... Pauzele lui sunt de 5 antrenor. Ani în continuu. Nu știu. În continuu. Deci trăiește din rezilier, dar nu e asta problema, că ți-am zis, mă rog, e pentru binele copilului meu, vorba lui Ioric. Eu aș fi fost mândru să pot să iau soției mele genți de 90.000 de euro. Da. Eu aș fi fost mândru. Da, pe asta adică spun, că nu e...
Of, Doamne, Doamne. Chiar dacă a contribuit sau nu soția la averea mea. Nu, dacă îmi permit, îi iau. Până la urmă, tot bunuri comune, pentru că acea geantă Hermes, tot împreună în timpul căsniciei au luat. Da. Adică bănuiesc că dacă vom ajunge la partaj, nu o să vrea jumătate din geantă. Mai... vedem cum le luăm pe diagonală, pe orizontal, le tăiem cumva. Va fi un partaj greu? Am, noi. Ce dracu de partaj greu? Ce a făcut Laurențiu alături de mine? Păi ce, iei tu are tot, jumătate adică, de casă și încă jumătate de apartament. Și ce mai are? Gata, s-a asta terminat dacă tot. Nu ne ia Craiova înainte. Dacă nu ne ia Craiova înainte, că el nu mai are nimic acum. Acum el nu mai are nimic, Craiova are tot. Are popriri din, păi, dinspre Craiova? Păi da, cum, știe toată România. Da, păi, da, se da, scot da. La licitație. El ce să mai vină? Să vină să ce? Să uite cum le ia rotarul. Dacă el plătește aia... Ce să plătească? Păi de ce n-a plătit de un an? De a ajuns în situația asta. Eu când am fost la tine în Vegas, să-mi arătai în acel complex o serie de vile despre care spuneai că sunt luate dintr-o reziliere de contract. Alea au existat sau au existat doar a voastră? Nu, era doar a noastră. Doar, mi-ai zis că mai și sunt 10 cumpărat, vile pe care au nu, mama a cumpărat pe numele ei. N-are nicio legătură cu Reghecamp. Nimic. Reghecamp, ți-am zis, dacă punem contractele pe masă, râde toată România, da. Eu era nu, normal era ca agent, ca managerul, era normal să vin să spun câștigă 4 milioane ca să pot și eu să se ducă vestea, ca să pot să cer și eu 5, 3, să negociez. Negociem, nu, că nu puteam să zic care are 800 de mii cu tot cu staff. Și numai Ferrari costa 400 de mii și ce mai mânca Reghe dacă din 700 cât îi rămâneau? A zis că el e de acord să ia Craiova 200 de mii, face și mișto. Păi, da. Mai rămas altceva în afară, păi îl face mișto de viața lui, de imaginea Craiova va fi dorit să ia pentru 200 de mii, din păcate nu o să le dăm noi voi sau din fericire. Înțelegi. La casa seama, băi, de la ei au inițiat procedura, iată-mă, Craiova a inițiat procedura de... de partaj pe toate, pe toate proprietățile. Dar nu v-ați gândit, vă întreb și eu, bofdă, adică nu are nicio legătură cu ce îmi scriu. Nu v-ați gândit că poate să fie o strategie totuși a lui cu acest domn Rotaru? Doamne ferește, păi este un proces pe care l-a câștigat Rotaru după un an de zile la Federația de Fotbal. Nu știu, e posibil Nu-i suspectez de mare prietenie, pentru că absolut întâmplător n-am la mese diferite la... Tu n-ai văzut cum vorbește de el? Când l-a dat afară. Păi nu eram toți acolo. Păi atunci, dar la mese diferite. Eu eram la o masă, el la o masă și când am plecat, am trecut pe restaurant, era așa la o masă. Zic, bă, să ceartă cu Rotaru, Reghe. L-a dat afară, ca pe ultimul om. Apoi l-a rechemat. E vorba de o... eliberare de funcție anterioară ultimei. Cu toată părerea de rău și cu toată supărarea mea, că a fost cumva lucrarea mea de diplomă, da? Masteratul meu, Reghecamp. Doctoratul. Doctoratul, bravo. Doctoratul ai spus și instanță. Da, doctorat. S-a ales praf. Ce zic copiii? Copiii, doamne, deci bebe se uita și spunea, mama, de unde l-a dus praf? Nu. L-am rugat eu că avea nevoie de o procură după 2 ani. M-am rugat cu cerul și cu pământul de bebe să ducă. N-a fost în stare să-l ia la un restaurant, să-l ia... Nu au niciun fel de comunicare? Dar nu vrea, Bebeana? Nu. Ce spui? Bebe spune, mie mi-e rușine numai de ce a făcut din viața lui. Mie mi-e rușine de ce are astăzi, ce face astăzi, de ce a ajuns. Da, de nu face nimic rău astăzi. Are o altă familie, doi copii. Familia, nu e ceva... Acolo, familie. E vorba de el, de ce a făcut din viața lui. Din meseria lui, din imaginea lui. Dar nu e ca și cum i s-a terminat viața. Asta spun, adică mai sunt și eu îți spun din punctul de vedere al profesionistului că nu o să mai facă nimic la nivelul ăsta, nici măcar la un nimeni din ce a făcut.